fost o discuție bună, pe lângă tot acest document care arată o activitate extrem de serioasă din ultima săptămână în guvern și în ministere, ceea ce pentru mine este extrem de mulțumitor și pentru mine și pentru ceilalți membri din coaliție. Am discutat câteva chestiuni mari, importante, de exemplu legea PPP-ului, parteneriatul public-privat, care este un obiectiv important al nostru, care va debloca foarte multe investiții. Asumarea lor este că într-o săptămână, două, este posibil să iasă cu ea în dezbatere publică, în așa fel încât sfârșitul verii, adică 1 septembrie, să găsească proiectul de lege finalizat, inclusiv cu norme, pentru că proiectul de lege e gata, numai că foarte bine primul n-a fost de acord să fie lansat fără normele de aplicare. Și atunci, probabil că vom intra cu el în Parlament într-o procedură de urgență. De asemenea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, care a fost citit în prima lectură în guvern săptămâna trecută, a fost trimis la prim-ministerul de Finanțe, INS, la Eurostat. Se așteaptă de acolo un punct de vedere, urmând ca dezbaterea să continue. Ne-a prezentat care au fost măsurile luate pentru a se debloca zeci de proceduri de achiziție, zeci de proceduri de achiziție pentru marile investiții de infrastructură, în special autostrăzi, căi rutiere mari și în alte domenii. Și de asemenea am discutat câteva măsuri legate de programele din agricultură.